seara și bine v-am regăsit, stimați prieteni. Sunt Vlad Madan și următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre activitatea sindicatelor din Republica Moldova. Invitații ediției sunt Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Și doamna Ina Suțchi, avocat partener în cadrul Biroului Asociat de Avocați Hanganu, Tănase și Partenerii. Bună seara! Bună seara! Domnule Sainciuc, cu dumneavoastră aș vrea să încep. De fapt, haideți să deschidem de la bun început parantezele și să vedem ce oferă, de fapt, Confederația Națională a Sindicatelor și care este domeniul ei de activitate. Pentru că foarte mulți dintre concetățenii noștri mai pun sub semnul întrebării utilitatea sindicatelor la ora actuală. De fapt, Confederația Națională a Sindicatelor este un partener social în cadrul dialogului social național, ramural, la nivel teritorial, la nivel de unitate. Avem o structură foarte bine determinată, avem 26 de centre național ramurale, avem centre interramurale și vreau să menționez că avem un număr de circa 400.000 de membri de sindicat. Avem o istorie de peste 100 de ani de activitate, avem un cadru legislativ care ne reglementează această activitate. Sunt convențiile Organizației Internaționale a Muncii, prin care obligă angajatorii, guvernul, să dezvoltăm un dialog social pentru a soluționa diferite probleme de ordin economico-social. Și evident, având atâtea prerogative, ne dorim să avem și o activitate eficientă pentru a proteja salariații membrii de sindicat și alți salariați. Fiindcă atunci când discutăm, negociem, de exemplu, cei ce țin de legislația muncii. Legislația muncii se referă la toți salariații din Republica Moldova care activează în baza unui contract individual de muncă. Și evident, în cazul de față, ne dorim să avem o legislație care să corespundă normelor internaționale a muncii și să fie un echilibru între drepturi și obligațiuni, atât ale salariatului cât și ale angajatorului. Chiar vorbim despre legislația muncii, aici vreau să menționez următoarele. Recent au fost adoptate trei modificări la codul muncii. Prima la sfârșitul anului trecut, deci legea 205, prin care s-au modificat, s-au completat 39 de articole din codul muncii. A doua modificare a fost, nu de mult, ce ține de implementarea în practică a două directive ale Uniunii Europene, în aspectul ce ține de informarea salariaților despre schimbările în raporturile de muncă, despre contractul individual de muncă și despre obligațiunea angajatorului de a informa salariatul în diferite situații. Norma codului muncii prevedea asemenea norme, însă directivele dezvoltă mai larg acele obligațiuni ale angajatorului și ale salariatului. Iar ultima modificare care a fost aprobată de către Parlament și se referă la mai multe legi, este vorba despre legea prin egalitate de șanse, prin care s-a modificat codul muncii, iarăși cu scopul de a proteja salariații, de a proteja și tăticii. S-a stabilit, oricum cunoașteți, un concediu suplimentar de 14 zile calendaristice pentru tăticii în 56 de zile după nașterea copilului și rolul sindicatelor este prevăzut în cod că atunci când se încalcă legislația privitor la această normă, ca sindicatele să sesizeze organele respective ca tăticii să primească acest concediu nemijlocit. Dar asta doar dacă să vorbim despre legislația muncii, dar vedeți că legislația muncii se referă la toți salariații, la peste 800.000 de salariați din țara noastră. Și evident, în cazul de față, legislația muncii este un aspect, dar cel mai important aspect, fiindcă fiecare trebuie să înțeleagă că atunci când te angajezi în câmpul muncii, angajatorul trebuie să perfecteze un contract individual de muncă și nu trebuie să accepte salariatul angajarea fără forme legale de muncă. Asta înseamnă că dacă acceptă, este un pericol ca aceste persoane să muncească la negru. Pentru noi este important acest fapt ca să existe aceste contracte individuale de muncă. Noi ducem o activitate foarte insistentă ce țin de combaterea muncii la negru, fiindcă sunt foarte mulți salariați, sunt și membri de sindicat, care au contract individual de muncă, dar salariul este echitat în cadrul acestei misiuni, deci, și acest într-o manieră, deci, sau într-o formă netransparentă. O parte este echitat, o parte minimală achitat formal, o altă parte este echitat într-o altă formă. Și evident, aici pe noi foarte mult ne deranjează acest fapt, fiindcă sunt pierderi enorme, atât la bugetul de stat, cât și la celelalte două bugete. Domnule Soțche, vroiam de fapt să vă pronunțați asupra acestor modificări despre care spunea domnul Sainciuc. Cum sunt văzute ele în ochii avocaților? Și tot aici aș îndrăzni să vă întreb cât de multe litige aveți sau cât de multe persoane se adresează la dumneavoastră cu o problemă și în raport cu sindicatele? Aceste modificări sunt așteptate.
chiar ca să exemplific, aș putea spune, aceeași prevedere cu privire la încetarea de acord comun a contractului individual de muncă, pentru că până acum exista mecanismul de demisie sau concediere. Părțile, dacă la un anumit moment angajatorul și salariatul, să admitem că a încetat interesul reciproc de a mai activa împreună și de a lucra la acest angajator, salariatul și angajatorul nu puteau semna un acord în privința rezilierii acestui contract, pentru că era obligatorie depunerea cererii de demisie. Iată, un asemenea aspect nou, cel puțin, și cred că pentru toți salariații din Republica Moldova, le-a fost ușurată activitatea nouă, ne-a fost ușurată posibilitatea de a le acorda un sfat util și un sfat eficient. Nu mai este necesar să aștepți 14 zile până când angajatorul îți va permite să pleci de la locul de muncă. Și nu mai este nevoie ca părțile să aștepte aceste 14 zile. Pentru că ei pot în aceeași zi să se despartă în mod frumos și cu toate obligațiile îndeplinite. Alte prevederi, chiar ceea ce ține de informarea salariatului în anumite situații, este benefic faptul că a fost stabilită claritate în anumite situații, au fost stabilite termene, expresie în care atât angajatorul este obligat să informeze salariatul despre anumite modificări, schimbări, pentru că până acum ele existau, dar ele existau mai mult la nivel de principiu. Și când ajungeam în fața instanței de judecată, trebuia să apelăm la anumite norme, care chiar și la aceleși norme internaționale, să arătăm care este practica peste hotarele țării, însă aceasta nu este o normă juridică și instanța de judecată nici de cum nu este obligată să o aplice. De aceea nu ne-a fost ușurat lucru în vederea apărării drepturilor și intereselor atât a salariatului cât și a angajatorului. Pentru că această claritate oferă stabilitate și pentru angajator. El are deja o normă legală în baza căreia poate să confirme că a acționat în TV legal. Referitor la ceea ce, iată, spunea domnul Sainciuc, referitor la salarii, într-adevăr este o problemă, pentru că un salariat, când ajunge la un conflict cu angajatorul său și acest conflict decurge până la etapa de încetare a raporturilor de muncă, desigur că acel salariat va dori să-și încaseze salariul restant. Și aici noi, practic, suntem neputincioși în fața angajatorului, care formal a încheiat un contract și declară o anumită sumă de bani, însă cealaltă sumă, care desigur că este esențială în contractele individuale. Și desigur este mult mai mare. Este mult mai mare, pentru că în contractele individuale de muncă se declară 10, 20, 30% din salariul pe care real urmează să-l încaseze salariatul. Și noi, în fața instanțelor de judecată, practic nu putem demonstra această circumstanță. Și iată de ce claritatea, lumina în aceste relații ar trebui să fie foarte mare și ar trebui să existe un control riguros a angajatorilor și faptul că anumite funcții, care din start este clar că pentru o asemenea muncă nu poate salariatul să lucreze doar cu 3.000 de lei. Inspecția muncii ar trebui să le fie create anumite mecanisme ca să poată interveni și stopa acest flagel care este foarte răspândit la noi în țară. Vă rog, domnul Sainciuc. Deci aici eu aș susțin opinia dumneavoastră, doamna Soțchi, și privitor la respectarea legislației muncii. Iar noi ne-am lovit de mai multe aspecte atunci când se încalcă legislația muncii, când se lichidează unitatea economică, când se disponibilizează salariații. Și am avut un caz când pe aceeași problemă au fost examinate în instanță de judecată cazul respectiv, într-o situație s-a dat câștig de cauză salariatului, în altă situație s-a dat câștig de cauză angajatorului. Într-a treia situație, deci a fost o jumătate așa, o altă în altă formă. Deci lucrul acesta l-am spus din simplul motiv că, abordând problema respectării legislației muncii, noi am abordat și problema ce ține de aspectul ca instanțele judecate sau parchetele care examinează cauza să fie, deci, instruite în materia normelor legislației muncii. Deci noi am efectuat și niște studii cu partenerii străini, am organizat și o conferință, deci, de lansare acestui studiu, prin care am dovedit că este necesar să fie instituite în Republica Moldova niște instanțe specializate sau cel puțin parchete specializate de judecători, care să examineze aceste cazuri, în cadrul reformei instanțelor judecătorești, ca persoanele competente, foarte bine pregătite profesional, să examineze litigiile individuale
dacă vor fi litigii colective de muncă. Dacă îmi permiteți, da, spuneți, absolut de acord, această problemă, eu cred că am sesizat-o și am discutat-o chiar și cu profesorii de la universitate, când am studiat minuțios care este practica, de exemplu, în Franța. Judecătorul când primește pe masă dosarul, acest dosar este practic examinat și asupra lui este expusă o concluzie pertinentă, actuală dosarului de către inspecția muncii. Adică inspecția muncii este cea care cheamă părțile, cheamă angajatorul, cheamă salariatul, adună toate probele și în baza acestor probe pregătește o concluzie pe care instanța de judecată practic nu poate să o ignore, că acolo este toată informația despre această cauză, este expusă de către un analist, de către un profesionist în acest domeniu. Instanța de judecată aplică doar normele de procedură și legislația pertinentă, legislația muncii. De aceea, un proces de judecată ce ține de litigiile de muncă în Franța durează într-adevăr, poate să dureze 3 luni de zile, după cum e scris la noi în Codul Muncii. Însă la noi în Codul Muncii avem prevederea și garanția că ne judecăm 3 luni de zile, însă dosarele durează 4-5 ani de zile, sunt pe rolul instanțelor de judecată, dacă vorbim de 3 nivele. Domnul Sainciu, știu că Confederația Națională a Sindicatelor a venit cu mai multe inițiative la guvern. Chiar în ultimul timp lucrați la câteva dintre ele. Care sunt ele? Pe ce se axează? Pe ce dimensiuni? Deci noi am mizat foarte mult și deci această miză s-a adeverit că să avem un dialog constructiv în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Deci odată cu formarea noului guvern s-a stabilit o cooperare foarte strânsă în aspectul economico-social. Deci s-a ameliorat activitatea Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Aspectele cele mai importante, cum ar fi politica bugetară, fiscală și vamală, cum ar fi proiectul legii bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, deci bugetul fondurilor medicale, deci cum ar fi combaterea muncii la negru, au fost deja examinate în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Deci și la aceste proiecte, Confederația Națională a Sindicatelor a înaintat mai multe propuneri. Deci dacă vorbim despre politica bugetară fiscală sau despre bugetul de stat, o propunere pe care noi mai mult ne deranjează, spuneți, este de a menține nivelul de cumpărare a populației sau de a ridica nivelul de trai al salariaților. O formă este de a majora salariile lor. O altă formă este de a majora scutirile personale. Deci, cu părere de rău, pentru anul curent, deci, sunt prevăzute norme mai multe de a majora salariile, de a implementa normele salariale pentru angajații din sectorul public, însă sunt categorii care nu vor fi afectate sau care nu vor fi implicate în aceste majorări. Deci noi am și propus că ar fi bine să fie majorate scutirile personale, fiindcă aceasta este o formă indirectă de a menține veniturile salariaților. Deci o altă inițiativă noastră a fost ca acea indemnizație de concediere în legătură cu lichidarea unității sau reducerea statelor de personal, să nu fie impozabil. Anul trecut, când s-a adoptat politica bugetară fiscală, deci s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar această indemnizație este impozabilă. Dar aceasta nu este salariu, aceasta este o indemnizație în legătură cu faptul că salariatul și-a pierdut locul de muncă și este o sumă de compensare. Este un ajutor și în cazul de față nici de cum această sumă trebuie să fie impozitată. Am propus în cazul de față, dacă această sumă se impozitează, deci dați-o să percepem și contribuții de asigurări sociale de stat, că cel puțin această sumă să intre în câștigul total al salariatului și ulterior să aibă un suport la pensie sau la alt risc asigurat. Deci lucrul acesta este foarte important pentru noi ca să protejăm salariații. Ne s-a promis că o să fie examinată această situație și să deblocăm. Un alt aspect important pe noi ne interesează și aici sunt de stabilitate financiară a bugetului de asigurări sociale de stat. Fiindcă veniturile care sunt acumulate la bugetul de asigurări nu acoperă prestațiile curente sau pensiile curente, dacă să vorbim. Anul curent în bugetul de stat sunt prevăzute deci transferuri la bugetul de asigurări în volum de 1 miliard 140 de milioane de lei doar pentru plata pensiilor curente, din transferurile totale de 4,80 miliarde de lei. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că în bugetul de asigurări nu se acumulează sursele necesare pentru plata pensiilor curente. Deci acele contribuții care sunt achitate de către angajator, ele, am vorbit deja despre faptul că o parte din salarii sunt achitate la negru, ceea ce nu este normal, fiindcă salariatul ulterior vine tot la guvern, uite, sau la Casa Națională, vine cere la indemnizații, cere pensii. Prestații, se plânge că salariul e foarte mic, dar el n-a contribuit. El
a fost foarte mulțumit prin faptul că a primit un salariu în plic mare, deci el la moment și-a câteori problemele, dar atunci când vin riscul asigurat, el nu va beneficia de această prestație. Deci pentru noi este foarte important ca să fie adoptate măsurile necesare de a contribui la reducerea acestui fenomen al muncii informale, al muncii la negru, să vorbim așa, fiindcă adeseori angajatul este la serviciu, el n-are nici contract de muncă, el n-are nicio formă de protecție. Sau dacă are contract de muncă, el are un salariu minim. Deci aici trebuie să lucrăm mai mult. Deci în cazul de față pe noi ne interesează că acel organ de control care este în stat, cum ar fi Inspectoratul de Stat al Muncii, el trebuie să activeze. Dar el este inclus în legea 131 ce ține de controlul de stat. Mai departe, el este inclus în legea care a fost adoptată cu privire la moratorul asupra controlului în stat. Și aici rămâne doar numai să activează în cazul de față doar numai inspecția sindicatelor, care are dreptul să viziteze unitățile economice, dar acolo unde este numai organizație sindicală, așa prevede legislația. Și evident că noi în cazul de față întreprindem măsurile noastre ca să impunem angajatorul, să-l convingem, să-l ajutăm ca el să respecte legislația muncii. Doamna Soțchi, vreau de fapt pe dumneavoastră să vă întreb un lucru foarte simplu care parvine deseori în partea telespectatorilor. Cum se face reținerea cotizației de membru al sindicatului și dacă există cu adevărat o transparență financiară? După asta o să-mi rog și pe domnul Sainciu să se pronunțe. Da, desigur. Cum este văzut în lucrul ăsta din interior? Mai întâi de toate, dacă dorești să fii membru de sindicat, aceasta este o alegere, o oportunitate și nu o obligație pe care să o impună cineva. Deci fiecare membru sau fiecare ansalariat care dorește să devină membru de sindicat, mai întâi de toate face cunoștință cu statutul organului sindical sau dacă el nu există la momentul când se formează organul sindical, de comun acord decid care va fi cotizația, pentru că se achită o cotizație la nivel de, spre exemplu, dacă este organul sindical din unitate, pentru fondul organului sindical din unitate. Ulterior, deja există scheme care sunt stabilite și reglementate de lege, cum sunt colectate fondurile pentru, iată, Confederația Sindicatelor și așa mai departe. Deci, salariatul cunoaște care este cotizația, este un mecanism transparent de achitare acestei cotizații și el cunoaște foarte bine că în temeiul acestei cotizații el are anumite, și faptul că este membru de sindicat, are anumite facilități și drepturi față de această organizație. Adică are drept să-i ceară suport atunci când este intimidată locul de muncă sau are nevoie de o consultație, are dreptul să ceară anumite facilități în ceea ce ține chiar și de o vacanță, de odihnă. Doamna Soțchi, nu vă supărați, aceste drepturi sunt de iure sau și de fapt? Ele, în majoritatea cazurilor pe care eu le-am consultat, au fost și de facto, și de iure și de facto. Pentru că inițial m-ați întrebat referitor la litigiile care apar cu organul sindical. Nu am întâlnit litigii și nu am avut litigii față de organul sindical, însă am avut litigii cu angajatorii în care am apărat și reprezentat interesele salariaților, unde organul sindical ne-a ajutat foarte mult. Pentru că a fi membru de sindicat nu înseamnă doar a avea un carnet de sindicat și a pleca vara la odihnă și a primi la anul nou cadouri pentru copii. Asta înseamnă că salariatul în cauză, dacă este angajatorul, în primul rând, nu poate să-l concedieze fără acordul organului sindical. Mai mult ca atât, dacă persoana în cauză face parte din structura organului sindical, adică are o funcție administrativă, angajatorul deja trebuie să ceară acordul nu doar de la organul sindical din unitate, ci și la cel ierarhic superior. Există anumite garanții suplimentare, le se oferă timp, ore speciale pentru a exercita această activitate în cadrul organului sindical. Și cu părere de rău, undeva greșeala este și la atitudinea salariaților și a cetățeanului de rând care o are față de organul sindical. Pentru că la noi, după cum am spus, oamenii cred că a fi membru de sindicat înseamnă doar a pleca și a merge vara la odihnă. Însă nu este așa. Organul sindical joacă un rol esențial chiar și la stabilirea drepturilor salariaților pe care le au. Dacă deschidem codul muncii și îl răsfoim, găsim cel puțin în fiecare paragraf consultarea obligatorie a organului sindical. În caz de adoptarea nomenclatorului de lucru pentru copii sub 18 ani, pentru condiții dificile de muncă pentru femei, salariu minim garantat pe economie,
Sunt o sumedenie de exemple unde consultare și aprobare de către organul sindical, iată, a acestor decizii este obligatorie. Deci organul sindical, atât la nivel de unitate, la nivel de ramură, cât și la nivel național, are o importanță foarte mare. Doar că noi ne uităm ca la un organ pașnic, pentru că tactica, iată ce observ eu cel puțin, de lucru. Tactica de lucru a organelor sindicale din Republica Moldova este una pașnică, nu este una agresivă. Dacă ne-am uitat peste hotare, chiar, iată, spre exemplu, Franța, în prezent, pentru guvernul din Franța, organul sindical reprezintă un pericol foarte mare, pentru că ei le blochează activitatea și le blochează activitatea, iată, înainte de un eveniment foarte important, 10 iunie începe campionatul european de fotbal și ei au refuzat toate rafinăriile din Franța să gestioneze combustibil pentru a asigura transportul auto. Plus la toate am înțeles că și cei din domeniul transportului public se vor alătura acestei greve generale și asta ar însemna că statul francez va fi paralizat pentru o anumită perioadă de timp. Și din simplu motiv că statul francez vrea să adopte acum un set de legi pe care salariații le consideră antisociale. Iată. Domnul Stăinciuc, insistă asupra transparenței astea financiare. Deci în cazul de față... Acea cotizație care este chiar de membru de sindicat este percepe la locul de muncă de contabilitatea unității economice unde este organizația sindicală și se face pe principii binevole, fiindcare membrul de sindicat face o cerere către contabilitate ca să-i rețină un procent din salariul pe care îl primește. Deci aceasta este cotizație de membru de sindicat, se adună această sumă de mijloace financiare, se transferă la contul organizației sindicale, o parte din aceste mijloace financiare se transferă la organul sindical ramural. Deci, mai departe, din aceste sume financiare se finanțează diferite acțiuni sindicale de diferite domenii și doamna Soțchie le-a menționat, odihnă, deci foie de tratament, spartachiade, diferite evenimente, participări, excursii, adică sunt foarte, foarte multe forme. Cea mai importantă formă de protecție este forma de protecție, după cum am vorbit anterior, de protecție a salariaților, deci consultanța juridică. Deci avem asemenea structuri și în cadrul sindicatelor de ramură, avem centre zonale de consultanță la Bălți, la Cahul, în Chișinău. Deci acei inspectori de muncă, ei oferă această consultanță, dar aici vreau să mă refer că în ce ținte aspectul financiar este o transparență totală în cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor, este o evidență nemijlocită, este comisia de cenzori care verifică nemijlocit cum se utilizează sursele financiare, fiindcă el trebuie să aibă o destinație anumită, fiindcă lucrul acesta se face și la nivelul Confederației, se face la nivelul federațiilor ramurale și se face la nivel de unitate economică. Acolo unde este organizație sindicală. Deci asta este un lucru foarte, foarte important. În completare ceea ce a vorbit doamna Soțchi cu privire la rolul sindicatelor. Evident că cineva a mai menționat lucrul acesta, cu uite, sindicatele din Moldova sunt sindicate pașnice. În cadrul dialogului social, vreau să menționez că toate problemele care apar între partenerii sociali trebuie să fie rezolvate în cadrul discuțiilor, consultațiilor. Noi așa ne-am înțeles în cadrul dialogului social la nivel național, la nivel de ramură. Ca să discutăm mai întâi de toate aspectele, deci sensibile, deci toate problemele la o masă de discuții, la o masă de negocieri, de tratative. Atunci când pe masă sunt puse toate argumentele, când este cunoscută situația, deci o acțiune violentă duce doar numai la pierderi. Asta nu este necesar. Eficientă. Asta nu este eficientă. Noi ne-am convins de lucrul acesta. Deci pentru noi este important că noi suntem auziți, noi suntem parteneri, noi avem permanent ședințe, noi putem să discutăm la diferite niveluri, noi avem deci, întrevederi sistematice cu conducerea guvernului. Deci asta pentru noi este important. Noi avem întrevederi cu ministerele respective care promovează politica, fie Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în domeniul legislației muncii și protecției sociale, fie dacă este Ministerul Justiției, cum am vorbit, pe noi ne interesează să avem niște structuri specializate sau parchete specializate care ar soluționa litigiile individuale de muncă. Dacă să vorbim de Ministerul de Finanțe, iarăși noi ne întâlnim cu ei, discutăm toate aspectele, să vedem care sunt posibilitățile financiare. Fiindcă eu sunt convins, dacă banii sunt, ei trebuie să fie utilizați eficient pentru binele țării, pentru a
onora angajamentele față de salariați, față de alte structuri. Deci asta pentru este important. Cred că foarte mulți telespectatori acum se întreabă dacă se discută majorarea salariilor, pensiilor, pentru că concetățeanul nostru până la urmă are nevoie și de mijloace financiare concrete ca să se vadă că s-a adăugat 100, 2 de lei, nu știu. Da, vedeți că ce ține de pensii este un mecanism foarte bine determinat de indexarea acestor pensii odată pe an începând cu 1 aprilie. Evident că aici sunt niște momente care trebuie să fie soluționate fiindcă stabilitatea financiară este în pericol, fiindcă sursele financiare care sunt transferate de la bugetul de stat sunt foarte mari și ele sunt în creștere an de an. De aceea trebuie să lucrăm împreună cu partenerii sociali, să combatem munca la negru și achitarea salariilor în plic, ca toate plățile să fie legalizate și atunci vor fi alte venituri și la bugetul de stat, și la bugetul de asigurări, și la bugetul medical. Alt aspect aici foarte important ce ține de protecție socială economică. Deci este necesar pentru pensionari să fie stabilit pensia de bază, fiindcă o bună parte din pensionari primesc suportul financiar de 180 de lei și atunci ar fi bine ca această sumă să intre în pensie de bază, fiindcă pensionarul primește pensie, primește suportul financiar, cineva primește ajutorul social, cineva primește pentru perioada rece anului. Are foarte multe plăți, toate le primește de la stat, el consideră că pensia lui numai de 900 de lei. Dar în realitate el are 1300 sau 1500 de lei. Deci trebuie să facem aici o regulă și este creat un grup de lucru unde sunt și reprezentanții sindicatelor și eu personal care ne vom ocupa și până la finele anului trebuie să propunem deci, soluții. Ce aici sunt de salarizare? Evident că pe noi ne deranjează foarte mult faptul că avem mai multe niveluri de salarizare. De fapt, lucrul acesta s-a întâmplat din simplul motiv că toți partenerii la o anumită etapă au acceptat lucrul acesta. Dacă nu putem să majorăm salariul minimal în sectorul bugetar, sectorul public, dar să facem măcar să majorăm acest salariu în sectorul real. Și astăzi am ajuns la situația când în sectorul real avem un salariu minim, acolo se numește cuantumul minim garantat, de 2.600 de lei de la 1 mai, dar în sectorul bugetar avem doar de 1.000 de lei, care a fost stabilit la 1 octombrie 2014. Și astăzi primești că se încalcă principiul. Un salariu egal pentru muncă egală. Egal. Deci, aceiași ridicatoare care muncește într-o unitate de învățământ primește 1.000 de lei sau 1.300. În sectorul real primește 2.100 sau 2.300 de lei. Deci, este o inegalitate. Deci, noi și-am pledat și pledăm pentru faptul ca salariul minim în țară să fie modificat. Dacă el va fi modificat, atunci vor fi cuprinși în acest sistem și acei salariați care pentru care anul acesta nu sunt majorate salariile. Chiar și astăzi am discutat la Ministerul de Finanță posibilitatea a realizării acestui obiectiv, fiindcă în politica bugetară fiscală care se elaborează pentru viitoarea perioadă 2017-2019, acolo este prevăzută o reexaminare anuală a salariului minim pe țară. Dar pe noi ne interesează ce facem anul acesta, fiindcă anul acesta oamenii trebuie să aibă un venit suplimentar în legătură cu că a fost o rată a inflației majoră, în legătură cu faptul că și salariul mediu prognozat pe economie, deci în termeni nominali este mare, însă în termeni reali inflația îl mănâncă. Deci ei, practic, nu se atestă o majorare a veniturilor celor care muncesc. Deci ei, pe noi, foarte mult ne interesează ca să promovăm deci, mai multe deci, inițiative. Iaga, o altă problemă pe care sindicatele a abordat-o de mult, foarte mult timp, sunt tichetele de masă. În circa 40 de țări din lume sunt eliberate salariaților tichete de masă. Bine, acum am ajuns la o înțelegere cu guvernul, deja este format un grup de lucru, avem practică mai multor țări și a țării vecine Românie. Deci unde s-a dovedit că tichetele de masă este o formă foarte bună de protecție, prin care iarăși putem scoate o parte din salariile care sunt achitate în plic, să le formalizăm. Prin faptul că, uite, acordăm tichete de masă, în aspect fiscal, angajatorii vor avea deci, posibilitatea ca aceste cheltuieli să fie deductibile, așa arată practica internațională. De fapt, ați anticipat această întrebare, dar vreau să o întreb pe doamna Soțchi în legătură cu salariul ăsta în plic. De ce avem fenomenul ăsta și cât de des se adresează salarizarea sau persoanele care sunt angajate la dumneavoastră pentru a-i ajuta în anumite condiții? Este exclusă această problemă, anume în sectorul bugetar, pentru că aici, da. Acolo da, lucrăm cu sume, sunt sume mai mici, însă sunt reale și nimeni nu are interesul să le ascundă. Însă, iată, în sectorul real, aici problema este destul de frecventă. Nu doar salariul în plic este o problemă. Problema e că
Mulți angajatori nu au contracte individuale de muncă semnate cu salariații lor pentru că nu au fișa de post, nu poți demonstra la ce s-a angajat acest salariat, dacă lui se cer ore suplimentare, în temeiul la ce lui se cer aceste ore suplimentare, a semnat el sau nu a semnat pentru asta, dacă el a lucrat ore suplimentare și pe urmă el ar avea dreptul sau a lucrat în zile de odihnă, ar avea dreptul să ceară compensarea acestora, la fel, nu poți demonstra pentru că salariatul... La moment când se angajează, este bucuros că și-a găsit un loc de muncă și nu se interesează să-i fie oferite mai multe garanții. Un contract individual de muncă, să fie oferit o fișă de post pe care să o cunoască foarte bine. Și dar să uneori și angajatorul refuză cu vehemență acest lucru. Desigur, de multe ori angajatorul concomitent cu cererea de angajare în câmpul muncii obligă salariatul să mai semneze și o cerere de demisie, la care data este pusă la momentul când angajatorului îi pare că e potrivit momentul. Iată, sunt asemenea chestiuni pe care, da, clienții când vin, ei recunosc, într-adevăr, eu când m-am angajat am semnat și o cerere de demisie, dar atunci nu mă gândeam că o să vină așa situație. Eu ce, eram, ce se va întâmpla? Eu eram bucuros că am fost primit la lucru. Există situații, spre exemplu, cele mai multe încălcări se întâmplă la procedurile de disponibilizare în masă. Spre exemplu, lichidare, fuzionarea întreprinderilor sau reorganizare, pentru că angajatorii nu respectă toate acele garanții pe care sunt obligați să le respecte. Ele sunt menționate în lege, însă cu părere de rău le neglijează. Și iată, anumite scăpări din partea angajatorului oferă posibilitatea salariatului să își apere interesele în instanța de judecată. Eu vreau, de fapt, să vă mai întreb, cum are loc comunicarea asta permanentă cu muncitorii? Pentru că uneori ni se creează impresia că informația nu ajunge tocmai până la muncitorul simplu. Pentru unde uneori este, și de cele mai multe ori, este greșeala și vina salariatului că nu se informează. La noi avem o tradiție cam nu chiar bună, pentru că oamenii vin după consultanță juridică când ajung deja în mijlocul problemei. Nu vin să se consulte atunci când semnează contractul. Spre exemplu, îi se oferă un contract individual de muncă pentru a fi semnat, salariatul semnează și vine la noi după ce a apărut problema în baza acestui contract. Nu vine atunci când îl negociază, pentru că în așa fel noi am putea evita anumite situații de conflict dacă am studiat acest contract, am oferit anumite pârghii sau alte modalități de a reglementa relațiile dintre angajator și salariat, ca în sfârșit, în final, să nu se ajungă la un conflict de muncă. Iată, aici este problema. Salariatul poartă și el răspundere pentru faptul că nu cere un contract de muncă, nu se informează, nu se sesizează organele competente la momentul potrivit. Foarte puțini salariați sunt determinați să meargă până la capăt, chiar și în instanțele de judecat. Doar cei mai curajoși, am avut situații de disponibilizare. 10 persoane au fost disponibilizate în legătură cu reorganizarea unității. În condiții similare, la toți 10 au fost încălcate aceleași norme. Doar unul din ei a mers în instanța de judecată și a ajuns până la Curtea Supremă de Justiție. A avut câștig de cauză. Ceilalți 9 au preferat să tolereze. Și iată toleranța aceasta și naște un fel de autoritate pentru... Dă mai multă autoritate angajatorului, care este sigur că, bine, dintr-o sută, unul o să meargă în instanța de judecată, dar restul stacă. Și foarte important este și acele măsuri de responsabilizare a angajatorilor, fiindcă s-a modificat codul contravențional. Anterior, pentru încălcarea legislației muncii, munca la negru, de exemplu, era cazul, putea să muncească acolo și o persoană la negru sau 20 sau 30, contravenția era de exemplu, 3.000 de lei. După modificarea care s-a operat, deci s-a stabilit că pentru fiecare persoană contravenția administrativă trebuie să fie până la 10.000 de lei. Însă, în realitate, instanța ce face? Eu consider că asta este un caz, chiar dacă acolo muncesc 10 sau 20 de persoane la negru și stabilește o amendă de 5.000 de lei sau 10.000 de lei. Deci asta tot nu este normal. S-a elaborat, noi am lucrat foarte mult și am solicitat lucrul acesta organelor de resort. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat deja un proiect de lege de modificare a codului contravențional prin care să fie înăsprite sancțiunile respective față de angajatori, fiindcă eu vreau să vorbesc că o bună parte din angajatori sunt persoane oneste, respectă legislația, însă cu părere de rău sunt foarte mulți din cei care nu fac acest lucru. Ne-am convins și din simplu, am făcut o analiză a salariului mediu pe economie,
În anul 2014, pentru 2015, încă nu sunt aceste date, salariul mediu pe tipul de proprietate. În proprietatea publică, deci salariul mediu a fost cu 807 lei mai mare ca în proprietatea privată, mixtă sau străină. Deci asta ce înseamnă? Asta înseamnă că în agricultură, salariul mediu la cei care muncesc la proprietatea de stat e cu 1060 de lei mai mare decât în sectorul privat. În construcții, în comerț, în servicii, e același lucru. Deci asta este nonsens, fiindcă la sectorul privat se achită salariul cu mult mai mare decât în sectorul public. Deci, luând doar diferența de salariu pe ramură, la numărul de salariați, la un an de zile, s-a constatat că fondul de salarizare a fost diminuat cu 5,5 miliarde de lei. Asta înseamnă că 3 miliarde de lei nu s-au dus la bugetul de stat, la bugetul de asigurări și la bugetul medical. Deci, fond, mijloace care puteau fi hotărâte foarte multe probleme sociale în țara noastră. Deci, iată acolo sunt pierderile enorme. Deci, ei trebuie să facem tot ce e posibil să responsabilizăm și angajatorii și salariații. Pentru că, cum a vorbit și doamna avocat, deci, în principiu, salariatul sau viitorul salariat, el este impus de către angajator. Deci, acest contract neoficial se încheie cu acordul tăcit al părților. Evident că angajatorul presează acest salariat, viitor salariat. Noi mai avem două minute în cadrul acestei emisiuni și chiar vreau să vă întreb pe ambele părți. Se negociază acest contract de muncă sau legea prevede doar? Da, el prevede legea, fiindcă el trebuie să fie negociat lucrul acesta, nu trebuie să fie impus de către angajator. Tocmai în contextul ce spuneți dumneavoastră. Am văzut mai multe contracte individuale de muncă, cum ca și doamna Soțchi, dar unele de ele m-au indispus complet, fiindcă sunt norme generale care nu... Pe o pagină, dar asta nu este un contract individual de muncă. Deci contractul individual de muncă trebuie să stipuleze toate normele, obligațiunile, drepturile și ale salariatului și ale angajatorului. Cu atât mai mult, salariul de funcție, salariul tarifar, plățile suplimentare, plățile de compensare, așa mai departe, tot absolut ce ține de salarizarea unui angajat. Încă ceva. Contractul individual de muncă prevede, în mod obligatoriu trebuie să reglementeze ceea ce garantează codul muncii și nu doar trebuie să ofere și garanții superioare. Suplimentare. Pentru că ceea ce e în codul muncii este o bază minimă de la care nu ne putem abate, nu ne putem coborî în jos. Însă angajatorul, desigur, că trebuie să ofere mai multe garanții chiar decât cele care sunt în codul muncii. Doar în așa caz vom și nouă ne va fi mai ușor să ne apărăm clienții. Dar aici mai este un aspect foarte important, ce sunt de convențiile colective la nivel de ramură. Acolo sunt prevăzute norme foarte importante pentru toată ramura respectivă, care trebuie să fie regăsite și în contractele colective de muncă la nivel de unitate și cu atât mai mult în contractul individual de muncă. Domnule Sainciuc, doamna Soțchi, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Timpul acordat, cu părere de rău, s-a scurs mult prea repede. Vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Accent TV. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună.